Am ajutor, dragă, astăzi în toată regula. Uită-te, tu are tașcă, are ruletă, are creion. Deja, imediat, să ia la întrecere cu mine, care termină mai repede, care lucră mai mult. Băiatul ăsta tău fii atent cum știe tăt. Tăt știe să le fac acum. Ce urmează, Victor? Să prindă pe acest lucru. Și tu ce desfaci? Jos, mă sub. Jos. Prima dată vezi jos să fie la înălțime. Rubează cu mânuța. Da, bun. Vezi și jos. Și 170. O linie așa groasă, că nu știu în care parte a liniei trebuie să tai. Singură linie, dreaptă. Da, aia e mea mică, deci nu are cum. Și 170? Da. Treaba tu că ai priceput loc ce l-ai sta. Mi-a făcut și să știu care parte pică și care rămâne. Asta este, când te pricepi. Cine știe de mic, când e mare, numai să joacă, Victor. Vezi, Victor. E mine s-or lega când Svaur zice cum lucru așa, dar pe tine te-or lăuda. Asta contează. Adică cum lucru așa. Păi da, vor avea ce zice, că de ce lucru de scuz, că de ce tau așa cu mâinile, nu știu cum, vor zice că nu mă pricep, da? Fii atent, Victor. Totdeauna scoarța asta de copac, care mai rămâne pe unele scânduri, trebuie dată jos. Ce? Pentru că sub scoarța aia se bagă musca, când e copacul pe picior, viu, crește coaja peste el și tu când tai copacul și nu dai coaja asta jos, musca aia începe să mănânce lemnul și îl macină de nu mai rămâne nimic din el. Știi? Trebuie să fac curat aici, că atâtea fiere și goze am. Și aveam plan să fac prima dată curat, dar m-ai stresat un pic să termin treaba. O face curat la urmă. În soară, vezi, bagă, pune mâna jos, Victor, să vezi. Acum chiar că nu l-ai pus, mă. Bun. E bun așa? Ruleta? Mai la tați din gură. E când erai tu la mamă ta la țâță, mă, te gândeam. Vai, ce fecior am eu. Te vezi tu ce bun ajutor ne-a fi când o-i lucra. Uite, de că vine și ziua aceea. Da, au venit de muncă deja, că nu. A, păi numai de-a muncă, o l-ai învățat tu să dai la mână și să lucri. Da, da. No. Pune bine ruleta, aici în capătul ăsta pui ruleta. Și te uiți cât mai trebuie trasă înapoi. Thank you.
jos, ai? Stai un pic! O să fie bun! Vine și în jos, ai? E bun! No! Foarte multă bobă pe jos după aia. Așa. E bun. Du-te. E bine, eu mă duce și găinile să mănânce. Cu ce îți servești pe băiatul ăsta? Hai să-i dai un par de suc. Da. Așa, și când intră el. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna! Cerealele mai stau o lună aici, chiar dacă ni s-o termina cerealele, chiar dacă ni s-o termina cerealele noastre, o să mă duc și o să mai cumpăr vreo 200 de kg ca să am ce să dau la capre și la măriu ca în perioada următoare. Și după aia vom începe să scoatem, să desfăcăm și așa mai departe. Costul cu porumbul anul ăsta au fost 2000 de lei pe 3 tone și ceva. Pe cocean, pentru că vă dați seama că n-aveam cum să păstrez boabe, porumbul boabe în formatul ăsta. Și mie mi se pare cea mai bună și cea mai ușoară metodă de a depozita porumbul pe termen mai lung. Pentru că porumbul boabe se înfoacă, dacă ți stă prea mult în saci sau unde stă, trebuie hoală de beton, trebuie alte investiții, o cotarcă de felul ăsta simplu pusă la oaltă și porumbul poate sta mult și bine până la un an, un an și ceva. Da. Ăsta e video cu porumbul, cu cerealele, cu proveziile care le facem noi pentru iarna care vine și dacă v-ați uitat la acest video până la final, vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ia uite-te, fiică ta. Sofia! Hai, iubită, încoace! Că am uns 4 zile, mi-a zis mămica ta că ți-a dat să mături, să greblezi aici, să duci la găini. Că porumbul ăsta n-are rost să rămână aici în drum, știi? Aici e aproape cam jumătate de găleată de porumb. Adu-ți o măturiță, o greblă din aia mică, de frunze și strânge tot porumbul ăsta. Să aruncă-l acolo la găini, că o mai mânca din el. Lasă pe Victor, că Victor e plecat la ruibii. Acela umblă până Timișoara, umblă până Brașov, umblă până toată țara acum. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Sperăm să ajungă la națională cu Ruibi, că dacă nu, după ce ne batem capul cu el. Dar vom vedea. Vom vedea noi ce-a fi. Că Ruibi îi place. Și vorbim despre asta altă dată. Hai să vedem pe Sofia cum se descurcă cu porumbul. Dar stai un pic, ai adus mătura din casă? Nu, a fost acolo afară. Nu, dragă, aia e mătura din casă. Te rog să mergi să o pui înapoi în casă. Uite, ai mătura de paie acolo lângă garaj, ți-a adus și o găletuță și te descurci până la final să strângi acolo tot.